Nice, mă, nice. Nice. Noi ne jalăm. Hai, noroc, băieți. Noroc, noroc, noroc. Salut, salut, salut. Să vedem ce zice lumea. Groza, stream 50 de likes pentru League. Zici că e la pușcărie ăsta, mă. Face Groza 50 de like-uri. L-aș fi ajutat eu dacă aș fi putut cu atâtea. Ce face Chelu? Hai că sunt eu Chel așa. Nu schel. Mai am. Bă, s-a mor dacă știu. N-am nicio idee. A, salutați-l pe Gary, chat. Peste 3 ore plecăm. Trebuie să fac și un duș. Nu, 3 ore. Ba, 3. 3? 3 ore, da. Cam așa. Trebuie să fac și Radu, ce ai face dacă ai avea un frate cu divizie mai mare ca tine care râde de tine că nu poți urca? Eu sunt în situația asta. M-aș juca ca distrusul. Și i-aș fura calculatorul să nu mai poată să joace. Glumesc, nu. Dar m-aș juca ca disperatul până l-aș întrece ce să fac altceva. M-aș juca ca nebunul toată ziua. Toată ziua ca nebunul. 24-7 nu mă joc. Asta aș face. Ceea ce fac și acum. Mă rog, nu mă joc chiar 24-7 că n-am posibilitatea. Dar dacă aș putea, m-aș juca. Unde era la preferate? Nici nu știu unde era ăla. Da. Nu. Nu aici. Condoms do not guarantee safe sex. A friend of mine was wearing one when he was shot by the woman's husband. Ah, bine, hai că-s eu first pick. Ce-mi place melodia asta? Mamă, frate, da. Ești numărul 1. Te pop acá, Gary, și tu ești numărul 1. Roli și băieții. Dacă puteai să te joci 24-7, erai mort. Ah, bine, mă. Auzi și pe asta. Bă, Mirona, lasă, că ești de pe altă planetă. Salut, Smoody, salut. Eu, chat, aud eu, se aude ca lumea, gen, ca și cum aș avea căștile pe urechi, că n-am căștile puse acum. Ce cancer e botul. Mă, ce cancer bot am. Draven cu Zira, du-te trecu, ce fătăm, ești prost. Cam tare muzica un pic? E ok așa? Pe Gary îl plătești să-ți facă tema la mate, hai că da. Da, știu și eu mate. O știu și el mate. Hai să-mi dau un microfonul ăsta mai tare, pișam un șper. No, 6, cred că e ok. Prea mult. Dacă încep să urlui jale. Jin cu trash contra Draven cu Zira. Not bad. M-am jucat odată 10 ore și mă apucase burta, capul și degetele.
Nu uitați, aveți luți în descriere, băieți. Bă, Radu, mâine variety. Ce-i mâine? Duminică? Aș putea. Aș putea să continui Assassin's Creed mâine. Probabil asta o să și fac. Ohoho, 360.000 de puncte. Doamne, 500.000 și ăștia? Am prins e un velcoz. 450.000 să mor. Am prins cu 1.500.000 Volibear. Asta am prins și eu cu Veigar. Era cu 1.000.000 și ceva. Bă, dar velcoz era paletă cu 450. Uite, la Azir are 996.000. La Azir, mă, nu Azir. Azir 1.000.000 și asta 360.000, 93, asta 115.000, 26 și 500.000. Not bad. Respect. Salut, 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 salut. Cine e sclavul din spatele tău, că abia acum am intrat? Hashtag glumă. Sara a murit și Fer mi-a dat kick de pe serverul de Discord, vai, vai. Da, Sara e moartă, mă, îmi trimite mie snap-uri. E gherimul ăsta din spate. No, 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 no. No, 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 no. Ce-mi plac melodiile de la asta? Îs fără, îs melodii faine și îs fără copyright. Îmi plac de nebunesc. Bă, nu mai merg. Aparate în viața mea, bă, nu mai merg. Gata. Gata. S-a tăiat de tot, a? Ba, o să mai merg când o să merg. Îmi bag așa câte 10 lei. De aparate nu se lasă nimeni. Câte 10 lei așa. Iar am pierdut. Aveam 10 lei în buzunar. Auzi că erai veteran, ce s-a întâmplat? Aca au zis, erai veteran acum, ce s-a întâmplat? Aveam 10 lei în buzunar, toți banii mei. Pe o săptămână. Așa. Aparat și am băgat. Și am scos 50, știi? Așa. Și am băgat în apfolie. Toți 50? Da. A rămas iar pe 10. După aia am făcut rost de 10, mi-am luat un pachet de țigări. Când mergeam cu el, avea sutele la el. Ia uzi. Mergeai cu sutele la ziua. Și asta ce-i, frate? Ia, stai, stai, mi-a arzat, că nu s-a văzut. Zuta! Aca! Grijă, grijă! Ai văzut ce nerf la ultă își primește Zed în patch 9.4? Am par, n-am văzut. Suta. Nu o să mai aibă pasiva de la ultă. Ce pasiva avea? Nu uite pe asta smoothie, avea pasivă. Așa am întrebat și eu. 10-15 like-uri, băi, ți-apreciez. Îmi bag să-i dau un like în poza. Îmi dau și eu. Azi cum mai târziu, dacă mai intră lumea, mergem toți la Groza să-i dăm like pentru LOL. 3 persoane. Mergem să-i dăm un like. Să-i spunem că-l apreciem. Am făcut 7 like-uri în 20 minute. Mai repede face pe Instagram. Shit. N-am crezut că mă nimerește să mor. Teoretic era un minion în fața mea. Na, uite cât poc am luat acum. Futut. Ținet. Oh shit, au level 2. Am greșit-o. Și eu tot în joc, m-am uitat în stânga la chat și atunci au făcut ăștia level 2. I'm dead. Am scăzut, nu? Yo. Mhm. Vezi ce înseamnă să fii greedy as fuck?
Perfection, I got that. Băi, Dove Man Plus chiar. Moară mult, da. Nu? Nice flash. Nice flash. Player de platină. Nu pot să farmez nici un minion, să mor. Ce mă enervez! Putez minioni. Am greșit acum mult early game, puteam să am eu 2-0 acum, dar am greșit la aia cu level 2, că m-am uitat la chat ca proastă. Ce mă transpira mâna. Salut, salut, salut băieți, salut băieți, Poc, salut. Vă salut pe toți chat, Poc, nu cum. Nu știu ce să fac, să-mi dau back aici sau nu, trebuie să farmez, că pierd multe spate. De, dacă mă lasă și Zira, normal. Cățărâi 16, te-ai și mutat, văd, de ceva timp. Ai și intrat pe stream când eram mutat, sau ia. Mai stau pentru 300 gol. Să-mi iau BS-ul direct. Watson! Watson cu ăla altul, cu... cum îl cheamă? Sherlock, da, Sherlock cu Watson, normal. Mai am wave după asta și mă duc în bază. Salut, salut Andrei, salut. În două zile am pierdut 3 promo-uri pentru Diamond. Stai, liniște-i frățicu, eu sunt în platină 4 de o săptămână și ceva. Eu silver, 2 Diamond, 2 lume. Și de aia nu plâng. E greu, mă, e greu. La toți nu-i greu, dar nu la toți la fel. E greu, când n-ai cu cine să joci, mi-e greu. Vreau să-mi dau back. Mă lăsați? Sunteți voi atât de buni la suflet încât să mă lăsați să-mi dau back? Uite-l pe ăsta. Și... trece aproape, a murit. Oh, ce misplay ai dat. Du-te, dracu, Zira. Ce joc să mă joc, la orice joc mă joc, mă enervez. Ce să faci, șuțicu? Așa-s jocurile. S-a făcut să te enervezi. Nici eu n-am ce să mă joc, de-aia mă joc League toată ziua. Nu văd ce m-aș juca altceva. Oameni, de când vreau să-mi dau back. Mamă, vă distrug când îmi dau back. Mi-e bine, mă joc jocuri cu poveste și aia e. Aaa, nici asta nu e ideea rea. Ha? Dacă vine. Și eu. Vai, deci eu am murit ieri. Deci n-am putut să ies nici cum. Deci eu am murit ieri. Ardeau plămâni în mine, nu mai puteam. Nu vreau să pomenesc, nu mai puteam. Da. Da. Și n-am putut să ies. Până la am crezut că mor. Ce, până la 1? Până la 4, când am ajuns la Timișoara, ești nebun. Doamne, că...
Nu mai puteam. Dar cine mă aici de... Mi-am făcut jumătate de mana, aiurea. Nu l-am luat! Man. Îl prind. Nu. Am încercat. Salut, salut, salut. Salut, 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 băieți, salut, salut, toți, bine ați venit. Nu uitați și voi de like, așa, făcea foarte mult. M-am băgat în ea! Crezut că am scăpat! Hai bă, frățicu! Zera, I'm fucking... I don't understand. Why the fuck Jin has 3 Zero. Why? Jesus. Doamne, un plate, bă, să iau și eu. Hai că mă piși pe voi deja. Mă piși și pe tine, bun? Bum! M-am pișat pe tine. Căcat. Gunoier infect. Salut, salut, te-ai tuns. Să-ți fie de bine dacă te-ai tuns. M-am tuns de o săptămână și ceva. Bun, dar toată lumea abia acum mă întreabă după săptămână și după ce m-am tuns. Da, vreți cum am tot de săptămână și... Hai mai repede, ok, worth, worth, îl ia și pe ăla, worth, nu îl ia, gata, pula, nu e worth, n-aveam oricum cum să fug, și nici nu e worth, sără frumos pe soară de pub, mersi băieți, dar stuns de mult să mor. Acum doar îmi stă părul așa în țepi, că m-am trezit acum vreo o oră și ceva. Ok, și acum nu farma wave-ul, nu farma wave-ul, te rog eu. Te rog, te rog, mulțumesc. Ești așa de bună la suflet, Fiora. Mulțumesc. Puțin ești ca tine care nu farmează wave-ul.
Nu ți-e Bloater Story, prima oară Infinity Edge. Zvețocul, cad, bă! Ok. Mai durează până la Bloater Story, stai așa. Bine, că-l iei tu, Zira. Tu-l iei, tu-i. Tu trebuie să-i închinu, nu eu, tu să-l iei. După aia când te mir că pierde meciul, oare de ce îl pierdem? Că mi-ai luat un chinurile și n-am damage să dau în ei. Hehehe. Cu toți planta, mă, fi s-ați fut. Bine, nu era multe. No. Nu? A. Doamne, mă, așa de încet mă mișc. Campionul ăsta atât de încet se mișcă, mă, pișam aș pe el. De campion. Numai 380 movement speed. Bate-l pe ăsta, bate-l pe ăsta. Unde-mi sare ex-ul, mă, ești nebun. Opa! Bă, dar eu mă cam piș pe tine, dacă mă crezi. Putuți chiurile mătii. Am greșit live-ul, am intrat la T1 cumva. XD. Nu vorbesc română. Asta nu vorbesc engleză. Adică bine, vorbesc și engleză. Dar mai mult română. Te pup, Orlando. Salut, salut. Starlight, mersi frumos pentru sabie, de apreciez. Thank you, thank you, thank you. ADC player sunt cei mai entertaining to watch, oare de ce? Habar n-am. Napoleon Bonaparte sunt abonat bun la aparate. Hai de viața mea. Manu. Manu Trușcă. Tipul ăștia, bă, fii toți de mine, bă. Bă, frății, cum mi-au scăpat toți în 1 HP, bă, ești prost. Doamne, ce fug căcații ăștia de mine. Fugi, doar fugi, doar fugi, doar fugi, doar fugi. Că n-am mana. No mana. Și ăsta. Mersi de 27 de like-uri, vei treceți. Nu uitați, aveți și loot în descriere și nu uitați să nu lăsați și un follow pe Instagram. Aveți link în descriere, vă mulțumesc foarte mult. Și așa se face cam. Uite, mai trebuie 50 gol. Acum trebuie să stau pentru 50 gol în bază. Îi bat pe ăștia de usuc. Nu iau static shiv-ul, acum nu mai mișcă nimeni. Da, mâine probabil o să fac niște variety. Dar cred că o să mă joc și niște league. Dacă tot pot și vreau să mă joc league. Nu mai suport divizia asta, bă, platina asta, nu mai suport, nebunesc pe ea. Dar o să mă joc pentru început, o să mă joc Odyssey. O să mă joc Assassin's Creed pentru început. Și după aia muie, ești moartă. Și după aia o să fac și league. Probabil asta o să fie programul pe mâine.
fac. Bă, frățicu, dar eu nu prind nimic, bă, eu am numai asisturi, să mor. Am asisturi cât ăsta, eu nu mai pot cu atâtea asisturi. Mai e urf, da. Trebuie să joc un aram, să-mi primesc un card din ăla, red envelope de lunar tokens. Iar Ocean, bă, pișeam aș pe ei de Ocean. Am înțeles. Junglerul nostru a murit, s-a dus în pula. Ok, au murit toți. Hai, Fiora, că ții... Bă, bă, pula, morții voștri. Doamne, coai, mă, piși pe tine, tu vin numai la clean up, Fiora. You come only to clean up. I do all the damage, you just... Come and take them all. What the fuck? Păi toți capă cu 11 și vine Fiora și curăță pe toți, că de-aia are ea 8 cu 2, nu că ea mare jucătoare. Ea vine numai la clean-up. Toți morții mătii de bagabontă. Dacă știam de la început, mă să mor dacă nu farmam numai. Fiecare team fight, eu ce fac? Farmez. Păi așa am eu chef. Mama asta cred că e... Auleu. Uite! Uite la asta, bă! Bă! Bă, nu-mi dă ultimata, bă, damage-ul ăla, bă. Nu mai pot cu ea, bă. Ăsta ia tot, bă, ăștia-s nebun la cap să mor. A, uite, acum când îmi trebuia ultimata, nu mai am, bineînțeles. Așa, un assist. Hai să numărăm assisturile. Uite ce bine mi-a intrat ultimata aia acum aici. Uite dracu să te ia determinat.
Wow, ce hitbox! What the fuck? Dă-i mă pe ăsta! Salut, Darius, salut! Mi-a stai 34 de like-uri, ai cu 40 chat. Cu Bea îmi pune mici prost. Vrei să iei prestigi, veni, da. Stai bă la ciupit ca Nicolae. Da, nu e așa ușor, mă, că trebuie să dau și damage în fight, că ăștia fără mine nu câștigă fighterile. Uite-i pe ăștia, uite-i pe ăștia ce fac. Throw. Throw. Bă, mă piși pe tine. Câte meciuri ar trebui să joc ca să învăț Draven? Depinde. Nu la toți. Nu la toți nivelul de învățat chestii noi e la fel. Holy shit, ce farm am să moară, mama, bronz. Că trebuie să mă bat 24/7, că așa sunt meciurile de platina. Zero farm, bătaie non-stop. Un split, puși un obiectiv, un ceva, nimic. Nimic. Urăsc divizia asta. Hai că măcar am luat și n-am încăcat din infernul. Pișeam și pe el din infernul. Trebuie să-i batem pe aia doi, mă, pe Azir și pe căcatul ăla de Jin. Nu, Fiora, nu crăpa, du-te, dracu de marmotă. Uite, a venit unul tare. Ok, a conectat ăla, ok, mort. Nu știe să joace. Mă, nice, there's one. Ultimata, foarte bună. Du-te, dracu. Ce bine am dat căcata aia de ultimate, ești prost. Cum ai învățat să kiteze eficient? Jucându-mă. E tot o chestie să te concentrezi într-un match, să te concentrezi foarte mult la ce vrei să dezvolți în continuare foarte mult, înțelegi? Asta e ideea. Să te concentrezi foarte mult într-un match pe ceea ce vrei să dezvolți mai mult. Și atunci o să vezi ce fain e. Eu iau tureta, obiective. Pula, că nu iau. Nu pot să iau. Ok, hai să ne dăm back, hai să ne dăm back. Gata, gata, ne-am potolit, e ok. Go B and then we Baron. Da, bine. Bine. Jucătorii puli mele. Deci te-ai apucat de lor pentru că n-am ce să mă joc. Deci acum ăștia pușează mid-ul, că voi sunteți niște cretini. N-au luat niciun tower, e totul bine.
și un inhibitor le revine deja. Fuck, te aștept iară să duc pentru tureta aia. Vă lăsați mă tureta aia în pace. Au luat-o. Salut, salut, Alexe, salut. Fortnite-ul mai înseamnă ceva pentru tine, nu prea. Bine. We can baron, we can baron. They have pressure on them, on them. Let's go baron fast, we do a lot of damage. Ok, Genie bot side, e perfect. Yep, easy baron. Nici măcar n-au venit să ne facă contest. N-au cum. Redul ăsta e a meu, fișatule. Să-ți fie clar. Și eu îi dau 1000 pe damage pe Q și Fiora mea mi-e redul. Doamne, cât creier să n-ai în jocul ăsta, bă. Fiora asta dă damage, dar nu dă cât dau eu. Și totuși tot ea vrea redul. Eu chiar nu pot să înțeleg unii oameni, mă jur. Unii oameni mă jur că nu-i înțeleg. Dimineața primul meci eu nu farmez niciodată, bine zici că sunt parezat. Bine, la mine nu-i vorba că n-am farmat, n-am putut să farmez jocul ăsta pentru că tot timpul a trebuit să-i țin pe ăștia în picioare, că voi ăștia mor fără mine. Uite pe Wukong ăsta, e kamikaze rău, uite-te la ei, eu cu Fiora le car meciul la ăștia doi, la ăștia trei. Bine, și Zira joacă decent, dar ăștia la ăștia doi sunt rupți, uite-te la Wukong, uite-te la el ce build are, n-are un item, el s-a dus full letality. El are 3 cu 7 și el s-a dus full letality, n-are un Black Cleaver, bă, ceva. A, și-a murit Fiora. Ai de capul meu. Help me, man. Hai, omorâți-l. Omorâți-l, bă, odată! Doamne, îi dau 700 pe crită și nu mă omoară nimeni. Ok, hai că mor acum repede pe restul. Ah, fuck! Ah! Acum s-a respawnat și căcatul ăsta de Azir. Bate, Endu! Bravo! Hai! Go, Zira! Ah, dar e Gino în viață, nu-l bat. Bat minionii, câștigă minionii. Bun, perfect. GG. Doamne, mulțumesc. Băgam ea și pula. Mi-am rupt spatele iarăși. Better jungler wins, uite-l pe ăla. Better jungler wins. Du-te dracu că te-am cărat eu cu Fiora. Dacă vrei putem face duo când intri în diamond. Foarte rar mă joc duo. Salut, nice. Ok, 1-0 până acum. Mai un match am intrat la promoții. Chiar dacă n-ai creier, ai jucat bine, Fiora. GG. 94. Ce să fac, frate? Uite, mă joc. Mersi de 41 de like-uri. Ai cu 50 chat. Let's go for 50. Mai dai ad, bossule. Zic cum te cheamă și-ți dau ad, nice. Îți dau ție ad. De ce nu e un suport de platină ce joacă decent, câștigi botul și aia? Nu e chiar așa ușor. Și dacă îți câștigi botul. Și dacă îți câștigi botul, oricum tot nu e concludent.
Pentru că m-am jucat cu Delenoc, poate îl cunoașteți, pe, adică pe Delenoc cred că îl cunoașteți. Cei care sunteți de mai demult aici pe channel îl cunoașteți pe Delenoc și mă jucam cu el și 95% din dăți câștigam botul și cu toate astea restul fedeau și tot nu puteam să câștigăm meciul. Deci nu e, nu e concludent. Deci mi-a dau doar la cei pe care cunosc de foarte mult timp. M-am tăiat la Prisciană. Orlando, mersi frumos pentru donație, 5 euro de la Orlando. Mersi foarte mult pentru donație, te pup, mersi mult de tot. Mi-a dat bani de pachet, Orlando. Mersi mult, mersi mult pentru donații, Orlando. Mersi mult, mult, mult de tot. Apreciez. Dai ad pe donații. Ia zi, mă, să fiu sellout, să dau ad pe donații? Ce ad? Ad la prieteni pe League pentru donații. Să fiu sellout? Nu, mă, nu-mi place să fac chestii așa, gen... Bă, îți dau ad pe bani și de-astea. Nu-mi place să fac chestii astea. Mă simt prost, știi? Nu fac. Cine era tine, mă? Gary. Nu știu de tine, dar te știu de pe Trish Advain când aveai level 30, când jucai cu Groza. Trish Advain ăla este smurf-ul meu. 5 euro ad, nu. Na, fii atent, na, facem o chestie. Ad pe LOL 3 euro. Gata, am zis. Încă 5. Bă, ce doarme Gary Battle băluță și cu PIL. Bate în soarele, Orlando e în bani! Orlando e în bani! Mă, uite, mai apri... Stai, nu, mă mai joc unul cu Draven. E că am prins acela suport de meciul trecut. Mă mai joc unul cu Draven. Mersi mult pentru donații, Orlando. Mersi mult de tot. Te pup, 10 euro de la Orlando. Mua. O să fac o chestie, o să pun iarăși cei care donează top donator of the day și din astea. O să le pun din nou. Băi, mai știu prăjitura. Hai să văd repede și luțurile. Apropo, chiar dacă Denis nu e aici pe chat, mulțumim la Denis pentru skin-uri. Mi-au dat KDA Kaisa și Sweetheart Xayah, mi-au dat ambele skin-uri. Nu cred! Ce? Nu cred, Citron! Yo! Citron, ești prost? Știi pe Citron, ăla care mi-a înjurat tot timpul în luți. Am dat bani permanent și mă înjură în luțuri. Bă, ce morții, mă, te faci, mă, fute, mă, și pe gura ta, te mai joci și l-o sugea mea cu ele. Citron, ce faci, mă, mai trăiești, Citron? Jesus, ce faci, ce fau? Încă un luț de la frate, spune, mersi frumos pentru luț, pachet de like și luț, mersi frumos, Geo, apreciez. Alex, mersi frumos pentru luț, as well. Mersi frumos la toată lumea pentru luț, apreciez. Thank you. S-a întors Citron chat. Mai trăiește Citron, dă. Cât înseamnă un luț? Că fac 3 euro din luțuri. Oho. Ca să faci 3 euro din luțuri, să dai numai tu, trebuie să-mi dai luțuri, cred că în decurs de 6 luni. Nu primesc așa mult din luțuri, adică gândiți-vă, uite, stați să vă dau un exemplu ca să vă dați seama așa, să faceți
un rotund, o cifră de rotund așa. Deci fiți atenți. Deci eu, uite, payouts. Cât am scos eu în total din luți? Am scos 26,36 de dolari am scos din luți din 1643 de tip messages. Adică din astea ce-mi dați voi. Încă 5. babuli babu, știi mă, nu ce cântă băluță? Babuli babuli babu, doar tu, doar tu. Dumnezeu mă țucă cur. încă 5 euro, Jesus Christ! 15 euro de la Orlando, Doamne! Luăm două pachete rază. Mersi mult, mersi mult de donații, Orlando, mersi mult de tot. Și 2 de like-uri, mersi și pentru Luț as well. Și Dennis here, 1, 2, 3, mersi frumos pentru Luț, apreciez. Ce seamănă echipa, stai puțin. Stai așa. Zira, have I played with you this game, the game before? Da, am văzut, am văzut, dar nu e Fiora de meciul trecut, asta știu sigur. Babuli! Babu! Așa făcea Bălu. Dar nu mai știu. La care melodie făcea așa? Nu mai știu. Da, bătea copacul. Mai știi pe Orlando când l-am văzut dezbrăcat, bătea în pula golă copacul. Da, da, cu dracu, dracu, da. Dracu, dracu, ardă-l focul. Umblă noaptea beat ca porcu. Acolo pe mal. Da, în spate la cabană. Doamne. Acum cred că e ok, nu? Shit, scuze eu. Am călcat pe cablu. Am călcat pe cablu de la microfon. Asta trebuia să fac și meciul trecut, dacă nu eram prost și mă uitam la chat când i-au făcut level 2. Hai, luăm un plate și după aia dau un minion. Ca al doilea play nu mai luăm, că nu dăm atât de damage. Dau 37 în al doilea play, Jesus. Zero fucking damage.
Oh my god. Mamă, ce seamănă echipele. Mă rog, doar echipa noastră și la ei, nu, nu, ca și meciul trecut. Degeaba îmi faci zoning. What the fuck? Aoleu, a luat-o la fugă, o dat direct Q, o dat direct W-ul. S-a dus cu mesa. Da, așa, dacă pușează mai mult decât trebuie, am spart. E Tristana, poate să fugă un pic mai mult. Ah, e ok. Ați fost la antrenament azi? Nu. Ah, da, încă oi? Când vine la sfârșitul weekendului? Și unde e la munte? Ah, da? Adică se întâlnește cu alea și pe ăștia mâine? Da. A, și te întâlnești chiar, nu? Mai iau un plate aici. Nice. Jesus Christ. Dacă am făcut level 6, dacă aveam level 6, o spărgea pe testa aici. Nu am foarte mult avantaj. Da, așa că las minionii așa, că ea nu poate să vină să puși și să ia XP. Nici măcar XP nu poate să ia. Opa! Ia uite, când îi faci tu zoning la altul și acum îți face el ție. Ha? Cum e? Nu-ți place, ha? Hai că mă piși eu pe 70 damage-ul tău când îți fut câte o castană de 160. Ai, n-am ulta, vai ce ți-aș face dacă aș avea ulta. Dacă aveam flash aici, mă băgam peste ea și dădeam flash out peste wall în partea aia încolo. Da, n-am avut flash-ul. Mă băgam peste ea. Fuck. Încă un play. Perfect. Poți să câștigi trade-urile, n-ai cum. Ai fucking boots. Nu știu unde e, nu, nu exact, dar îi facem 2v3. Îi batem de uscăm. Ideea e să nu mai iau eu damage acum. Ah, habar n-am. Aaaaaai! N-am ajuns, fuck. Asta e că fac level 6 acum. Ferește-te! Ferește-te că fac level 6! Shit, n-am omorât pe nimeni cu ultima ta. Fuck! Trebuia, nici m-am uitat pe mapă să văd. Ce greșeli. Eu tot am stat să pușesc pentru că știam că urmează să fac level 6 și omoram pe amândoi. Has stolen the mountain drake. Mama, a luat-o la dragon, ești prost. Bravo, mă, du-te, dragon. Se joane. Fuck.
Ok, alea s-au întors pe mid. Acum pur și simplu fac freeze la wave-ul ăsta, pentru că wave-ul lor ar trebui să mă bat în mod normal, de fapt banul nu mai bate. I'm dead as fuck. Silas, watch the map. Jesus, mamă, ăsta-i bot. Doamne. Mamă, coaie. Ula mea de boțan. Ești bostan rău, bă. I was comwing. You are comwing, ha? Comwing pe măta, că erai aici, erai când eu muream, pula mea. Uite cum îmi stric eu scorul, pula mea, de la 2-0 am 3-2 și pierd și o grămadă de farm. Bă, n-ai voie, bă, să ai atât avantaj și să-l pierzi. Eu acum trebuie să am 6-0. Noi trebuie să-i omorâm pe ăștia, mă, să-i terminăm. Uite, uite, poftim, asta trebuie să fac eu acum, că sunt fedat. Ai peste ei, că slab de mort, îi bagi sub turetă, dacă ori ieși de sub turetă, îți morți. Nu-i complicat jocul ăsta deloc, bă. Dar trebuie să-l gândești puțin. Poftim, am luat toate plate-urile. Avem avantaj la gold o grămadă, Zira. Luăm tower aici și dăm direct pe asta. Uf, mi-a dat ultimata, perfect. Nu are ultimata și acum fug pe, după ea. Și-a dat W-ul, s-a dat în spate. Ia wave-ul și acum facem switch. Asta e jocul. O să facem switch, nici nu știu. Fiora, wanna swap? Swap lanes? Ok. În mod normal ar fi trebuit să facem swap, că am luat un tower, dar dacă nu vrea, aia... Că eu nu prea mai am ce să fac bot. Mai 4 like-uri și am făcut 60. Hai, înainte să facem o oră de când am început stream, hai să facem 60 de like-uri. Fuck. Asta are 8-1. Fuck. Deci, salut, salut, băieți. Manuel Șoco, vă salut, băieți. Aia 12 pe mid. Ok, Katarina o să fie singura problemă. Ideea e că ea când dă Q, eu, când ea dă ultimatul, eu trebuie să dau E-ul. Până atunci trebuie să-mi păstrez E-ul și așa am câștigat fight-ul. Cam asta ar fi ideea de bază. Ok, a furat ultimata. Nu mai pușez aici, mă, că nu știu unde e Tristana cu Nunu. Ar putea fi oriunde, nu e topside. Deci pe une, yep. Yes, sir. Ok, la Herald. Da, serverul ăla, pe serverul ăla joc. Come on, Zira. Thank you.
Bate-ți-l. Perfect. Ok, acum am dus să pușesc bot-o. Jucăm și noi un orf? Nu. Acum nu mai joc orf on stream. Nu mai joc când mai farmez token-uri, mă mai joc orf, dar în rest nu prea. Oricum acum next game pe care o să-l joc, gen, mă rog, următorul mod de joc în afară de rank pe care o să-l joc o să fie un ARAM, ca să-mi primesc token-ul ăla, tichetul ăla pentru token-urile de la Lunar Rival, căcat. Salut, Robert. Nu, fugi. N-am mana. No mana. Nu voi ce-mi dai cerere de pe tenia nouă, sorry, dude. Cum pot să joc și eu cu tine? Fac foarte rar meciuri cu abonații sau orf sau shit like that. Când vreau să mă chillez pur și simplu pe League și nu mai vreau să mă joc rank. Dar asta e destul de rar. Dacă bate Fiora și pe Jace, am plecat acasă. Du-te, dracu, nu pot să cred. Bă, nebunule! Doamne, e nebună la cap, Jesus. Cât ce-a Fiora? Fără duo, nu, foarte rar mă joc duo. Extrem de rar mă joc duo. Salut, Ivan. Mamă, mi-a dat mărau de rush, dude. Nu mai-mi dat mystery skin-uri, Ivan. Nu mai-mi dat mystery skin-uri, că mai bine să nu le am. Mi-a făcut ăsta, Ivan. Mi-a făcut, cum îi zice, mi-a făcut mystery gift, știi? Și mi-a dat fucking Marauder Ash. Și primul skin, știi ce skin mi-a dat? Mi-a făcut două misteriuri. Primul, știi ce mi-a dat? Super Timo. Ăla, Superman. Ia repede o iubă asta de pe bot. Ia stop side. Pot să fac split push bot. Cât sunt acolo? 1, 2? 2 oameni acolo, cel puțin. Nu știu unde Katarina, nu pot să continui aici wave-ul ăsta să-l pușez. Tot 2 oameni sunt acolo, 3 oameni, Katarina. Deci aici pot să fie numai Lulu cu Tristana. Zira este aproape de mine, pot să dau push. Ok. Hai, ajută-mă bot. Perfect, este și Lulu acolo. Îi dăm dive-ul ăsta direct. Bu. Ce făceam cu ea dacă mi ieșea? I'm dead as fuck. Ba nu, sunt bine. Te joci și tu ca T1, Timo de carry. I'm not T1, dude. Numai el se poate juca Queen AD carry, fucking Christ. Ah, nu mă pot mișca! Let me move! Bravo, mă, băieți, bravo, mă. Bravo, mă, bravo, bravo, bravo. Care zici că e mai bun, Cutie sau Tyler? Nu știu, Tyler e destul de consistent în ultimul timp. Mi se pare un player super, super consistent în ultimul timp. Chiar pune o grămadă de timp în jocul ăla și chiar începe să joace foarte bine.
E un pic, aș zice că diferența dintre Tyler și Cutie e un pic în favoarea lui Cutie, foarte puțin pentru că el e mai pregătit mental decât Tyler. Tyler e gen eu, știi? Dacă nu e meciul cum trebuie, se tiltează foarte rapid și se duce dracu totuși, știi? Cutie e mai ok din punctul ăsta de vedere, rezistă mai mult și asta zic că e diferența dintre ei doi. Și de asta câștigă puțin Cutie. Dar dacă se modifică chestia asta, probabil o să fie T1. Dar momentan Cutie e mai bun. Dar e super consistent și se uită tot timpul, face replay-uri când știe niște greșeli ale meciului. Tot timpul la final de meci se uită să vadă, dă pe replay, se uită la greșelile din meciul trecut care s-au făcut, să-și dea seama ce să nu mai facă și să analizează greșelile și e mult mai consistent. S-a transformat în ceva gen Scara, Cutie. E ca și Scara. Scara și analizează foarte mult. Deci Scara are pe un notepad scrise toate meciurile din ziua respectivă, cum au mers, cum au decurs, ce picuri au luat ei, ce picuri au luat adversarii, cât de bine au jucat, la câte puncte a început, la câte puncte a terminat. E super consistent din punctul ăsta de vedere Scara și îmi place foarte mult de el. El a fost și coach. A fost și jucător de LCS și coach în același timp și na. El e și normal să fie mai așa, dar oricum e super consistent. Eu, spre exemplu, nu stau să-mi analizez greșelile pentru că eu pur și simplu mă joc. Pentru că și eu greșesc normal, că nu sunt perfect. Dar am meciuri bune în care joc bine și cu toate astea tot nu le câștig pentru că n-am cum, pentru că sunt un fucking AD și sunt unul din 5 oameni. Dar nu prea asta o să-mi analizez game-urile și asta e un lucru rău. How the fuck? GG's. Bravo Fiora, din nou noi doi. Bravo. Series update. You qualified for a promotion series. Hey, let's go. 2-0. Scuze, mersi frumos pentru sub de apreciez. Thank you. Nu, Sejani a jucat foarte bine meciul ăsta și Zira a jucat mai bine ca meciul trecut. A jucat mai bine decât meciul trecut Zira. Și nu, și Sejani a jucat bine, nu. I'll give it to Sej, tu. Da. Sej a jucat așa bine, corect. O da și stil la Dragon și nu, a jucat bine și Sej. Chiu, Adrian, mersi frumos pentru sub. Cum se numește melodia de la donații? Înainte să moară Michael Jackson. Așa se numește melodia. Mamă, cât damage-o dacă cata aia de Katarina. 200 farm în 22 de minute, not bad. Ok. De ce nu ai crescut în de ce dracu încă nu ai crescut în abonați că faci stream? Haha, de mult. Cresc, dar puțin abonați. Trebuie să-mi vină lume multă și după aia o să cresc din nou și mulți și în abonați. Pe mine oricum mă interesează mai mult oamenii decât câți abonați am. So, yeah. Mersi frumos și pentru 64 de like-uri, băieți, apreciez. Let's go for 70. Cât mai țin stream-ul ăsta? Trebuie să fac și duș înainte. La 5:30 am zis că plecăm de aici, nu? La 5, mai câte mai joc? Mai 3 meciuri. 2 meciuri. 2 mai prind. 2, 3, cam așa. Salut, Andrei. Mersi frumos pentru loot și Riven, mersi pentru loot as well. Mersi mult, băieți.
Cine e acolo? Gary. Care crezi că e cel mai bun player în momentul de față? I don't know, dude. I don't know. Sincer, chiar nu știu. Bă, dar numai din astea îmi dau, bă, îmi scriu mesaje și termina la cap. Uite, bă. Te joci? Te joci? Ce te joci? E, bă, ăla, cum se numește? Cum se numește pe telefon? Așa, Mobile Legends. Ok, Orban deja Cardos. Ah, Jax. Hai nu, Bibi. Poți să ai sfaturi pentru top lane, sunt main mid lane și mereu dau de proști pe top. Păi nu-ți schimba rolul, joacă în continuare mid, dude. Ce iau pentru Ramos dacă joc Xayah? Executioner's Calling. Glumesc, mă, ce ai. Adică... ai putea, dar... I don't know. Eu zic să-ți iei... o secundă să mă gândesc ce iau aici. Pot să iau absolut orice. Kai'Sa, Tristana, Twitch, Vayne, Xayah. Pot să iau orice din toate astea. Okay. Fă-ți build normal, că oricum îi dai foarte mult damage. Ia așa, iei Essence River cu Static Shift plus Infinity Edge. Iei astea trei. Ți-am zis, continuă să joci mid, ninja. Și dacă tot joci mid, încearcă să dai tu roamuri pe top dacă nu-ți câștigă, topul. Dai tu roamuri pe top. Dar joacă în continuare mid dacă aia știi să joci tu cel mai bine. Am QSS, perfect. În rest e alea. Și QSS o încearcă să le iei destul de early. Sau dacă nu, dacă le-a luat deja foarte bine. Dar QSS o să ia foarte early când îl joci foarte, contra Ramos. Gen, ai făcut două iteme și după aia ți-ai QSS-ul și pe aia să continui restul itemelor. M-am jucat Vayne la Urf, înainte de meciul ăsta. Ce i-am căsăpit pe băieții mei. Blitzcrank, Jinx, Vayne, Zira. Ce skin am mai apărut pe Vayne? Asta, Firecracker și Prestige. Pe care o să-l am în curând. Cred că în vreo două săptămâni ar trebui să-l am, cam așa. Like de la fratele Mahmur. Mersi frumos pentru like, încă un like și am făcut 70. Boss, înțeleg cum e, dar mereu dau de botlane praf și de jungă care joacă ei și fedează, e foarte, foarte nasol așa. Stai liniștit că în aceeași situație suntem toți. În aceeași situație suntem toți, dude. Nu ești doar tu. Cred că le-am schimbat. Cred că le-am schimbat. Dacă nu le-am schimbat, o să fiu foarte trist. Nu le-am schimbat. Deși am apăsat pe save. Vai, ce o să mă fută chestia asta acum. I'm fucking conqueror. Pe Vayne. Am uitat să-mi schimb runele, am uitat.
Mai fac și din astea câteodată, că-s prea prost. Acum mă joc Conqueror Vein, ce să fac? Doamne, ce mă enervează că am win rate așa de prost pe Lucian și pe Kai'Sa, îmi vine să mor. Am 30% win rate pe Kai'Sa și 38% pe Lucian și am avut numai meciuri bune cu ei. Da, dar o să mă enervez early game. O să mă enervez early game, aia e problema. Flexerul cu tricou Guess. Ha? Brivan. Cine? Da? Tot timpul doarme, că se uită la fine. Mă rog, aproape. Doamne, am Conqueror, coaie. Și de 3D? Da. Am fost la 4DX, ești prost? Ai fost la 4DX? Nu, am fost la 7D. De toate, te scoapă cu de toate, te mișcă, a fost prea fain. Tu știi, știi cât am plătit pe 3 bilete? Știi cât am plătit pe 3 bilete? 1.300.000. 3 bilete? 3 bilete. 1.300.000. Asta înseamnă că au fost 40 de lei biletul. Și Eugenia m-am dus afară să fumez și am lăsat lucra și 50 de lei să ia bilet și pentru mine și pentru Svet, știi? Că n-am crezut că e mai scump. N-am auzit, mă, un cacao pe mine, ești prost? Bă, nu așa mult. Am cheltuit vreo... aproape un băț. Nu mai zic din casă 300. Am făcut acum. Și ieri, și ăsta și alaltă ieri, și azi. Samor, jur. Rachete. Da, rachete. De rachete numai. Ai, ieri am fumat. Bine. Pe muzică din aia. Am zis că, gen, am zis următorul mod de joc pe care să joc, nu next game. Nu, vreau să mă joc, am promoții acum, să joc promoțiile. God bless, 2-0 să fac. Nu, trebuie să dau hit. Fuck. Păi hai, Lisin, dacă zici că vii! Cu toți copiii, mătii! A, bine, mă, te suni. Am dat flash, e bine. Asta nu luăm de pe net. Da, de pe magazin unde sunt numai ceasuri. A fost reducere marele. De la 3 milioane jumate. La? 1.500.000. Am prins bine. Ai blana și curioa asta? Da. Da? Mhm. Ai prins pe scuzare. E ok, n-ai treabă. Nu simt să n-ai treabă, e fain. Nu am prea avut, e mai ușor, știi? Da. Că cu zale e mai greu ceasul.
Ops, am intrat din greșeală neaua ăla. Chat, vorbiți voi pentru mine, da? Mulțumesc frumos. Bun, nice. Bravo, Zira. Și joc foarte bine astăzi. Mă, chiar joc foarte bine. Sau, hai să pușem repede și pe ăsta. Nu, back. Hai back. Go, bă, dude. Doar fugi, atâta. Eu nu mai stau. Părerea ta despre acest joc în 2019, părerea sinceră despre operatoare, etc. merită să mă apuc, prietenii mei spun că merită. Sincer să spun, în 2019 nu prea mai ai ce jocuri să te joci. Dacă vrei să joci jocuri competitive, sincer, nu prea mai ai ce să te joci. Sincer. Adică, toți care se joacă un anumit joc competitiv și joacă foarte mult, înseamnă că se joacă de foarte mult timp. Acum, jocul ăsta, dacă vrei să-l înveți, acum e destul de greu să-l înveți. Și îți spun sincer că o să te enervezi extrem de mult la jocul ăsta. Și bine, depinde ce fel de jucător ești. Dacă ești din ăla competitiv și se joacă ca nebunul și vrea să câștige, da, dar dacă te joci așa de fan, nu e chiar așa de rău. Să joci normal games cu prietenii și așa mai departe, nu e chiar așa de rău. Dar dacă vrei să faci la un nivel competitiv, o să te enervezi foarte rău. Așa că depinde ce vrei de la jocul ăsta. Dacă vrei să te distrezi cu prietenii, go take it. Dar dacă vrei mai mult, nu te mai prindu, te drag. N-ai tras. Poți să-mi dai pe tău cât costă un tricou, guess? Cât o costă un tricou? Să nu știu, costă așa mult. Un milion jumate, nici nu așa mult. Salut, body channel, salut. Am auzit la Timi că e unul Yasuo și Teemo. Da, Yasuo și Teemo, da. Ah, fuck, am uitat. De ce am dat flash-ul după el? I'm retarded. Avem minion, ne batem. Oh, fuck, am greșit eu. I had to kite back. Why did you run back? We had minions, buddy. Fight. We got minions. Fucking Christ. Orice kill pe care ia suportul lor și îl ia de carry după aia e worth. Super fucking worth. Pentru mine un kill în plus pe Vayne în early game face foarte mult. Extrem de mult face un kill pentru mine în early game. În mod normal ar trebui să câștigăm meciul ăsta, avem pick-uri mai bune ca ei. Mai ales topside-ul. Noi suntem mult mai buni față de ei topside. Avem Irelia și ei au Pyke. Și Pyke n-are ce să caute topside for fuck's sake. E groaznic Pyke topside din punctul meu de vedere. Adică Pyke în afară de suport nu prea ai ce să-l joci. Pentru că n-ai cum să scalezi, nu scalezi mult damage. Îi dai Q, dai E și dai ultimata dacă e, dar de scalat damage într-un team fight n-ai cum să scalezi. Decât să dai R-ul ca terminatul. Holy fuck, what the fuck? Lee Sin, what the fuck? Yep.
Deci joci Conqueror și nu Fleet pentru că am uitat să-mi schimb runele. Am murit eu! Pa! Crezut că o să o omor din căcatul ăla. Jinx, măi, greu să-i bat pe ăștia. Dacă aveam una de carry mai slab, care nu are atât attack speed, era mai ușor să câștig meciul ăsta. Acum nu știu cum îl câștig. Pentru că ăștia slabi rău. Sunteți slabi rău, bă, cu echipierii mei, sunteți slabi rău. Lisina asta e pe, nici, pe nicăieri. Jinx tocmai m-a ajuns la farm. M-am trecut chiar. Nu e bine. Să mor tu că s-a stat FK. Oh, come on, man. Bravo. Hai, hai că se poate, hai. Nu, 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 just run. Oh my fucking god, you're the spug, buddy. Uite-l pe ăsta ce slab, băi! Doamne, ce slab ești! Frățicu, e slab rău de tot! Bravo, bravo Irelia, bravo Irelia, bravo, m-am futut fața aia! Măcar tu! Nu, la, uite și... Hă, coaie! 5 onoare, ba, pula, că nu mai bat! Camia și pula, să fedați toți. Da? Am nevoie de static shift pentru că mă joc contra Jinx care are attack speed. E mai bine să-mi iau static și first item. Scalez mult mai bine. Fortnite mai joci nu prea. Salut, Luis. Jesus fucking Christ, ce meci o să fie asta. Hai, Yasuo, te rog. Shit, ăsta 3, 3, 3, fugi, 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 că ăsta 3. Hai de pula mea, asta e moartă. Bun, bun, nice, nice dodge. Nice dodge! Ah, nu mai are unde să se meducă.
Vai de pula mea. Mamă, m-au bătut minioni, cu, deci un sfert din damage minioni mi l-au dat clar acolo. Când eram băgat în lux. Și exact aia o trebuie să aibă și fucking stopwatch. Că tu te joci cu secondary fucking inspiration. Bine, ești deșteaptă că te joci cu itemul ăla, dar mă rog. Sperăm să fim mai proastă. Hai, dacă fai ce le făceam aici, dacă făceam triple kill era over game-ul. Am și câștigat. Era over. What? What the fuck? Hello, hitbox? Ok, ține minte, țineți minte minutul ăsta chat. Bă, dă-i mă pe ăsta! Pula în cur. Țineți minte minutul 15, minutul 15, vreau să mă uit la minutul 15 pe stream. Bă, ăla n-a fost în, ăla n-a fost în range. This game's trash. Mersi frumos pentru donație, Alexe. Thank you, thank you, thank you. 1.31.20, perfect, mersi mult. Așa că nu era în range. Așa că nu era. Tot ai mort, știu. Eram afectat. Ah, și asta îmi dă ultimata. Dădusem dodge. Doamne, de unde mi-a dat hook-ul? Doamne, de unde mi-a dat hook-ul ăla? Aaa, bă, 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 nu lăsa taurul să... Hello? Yes. Yes, sir! Good job, buddy. Joacă bine zilea asta, mă. Hai, mă, că îi cărăm noi pe ăștia. Hai. O să nu mai mor atâta. Hai să-l ștepia, să o ia, să o ia, să o ia aici. We're coming to help you. You're dead as fuck. Și eu la fel, cred. Sau nu? Sau da? Sau nu? Sau da? Sau nu? Hai, asta, asta, asta. Listen! Trafalete, vină-mi cu-a. Trăiți-ar familia, trafalete. Bravo, mă, bravo, mă, bravo, bravo, bravo. Hai de pula ta, Lisine, ești rupt cu jocul. Ce caterică fac ăștia de el. Lego. Hai cu apă și ciorină. Nu-ți crede nimica, el pita săracul e băgat în pământ. Ok, ori luat ureta, worth. I'll say worth. E băgat în pământ. Nu știu ce să fac aici. Iau PD. Iau PD, am nevoie de shield pentru ultimata lui Pike în caz că o dă. Îmi trebuie shield de pe PD. Te rog, te rog, lasă-mi-l, scuze că am râs de tine, scuze, nu mai râd, dar lasă-mi-l. Hai că te râd, hai că te lasă. Putu-ți morții mătii. Morții mătii.
Ok, acum trebuie, următorul lucru pe care trebuie să fac este să farmez mai mult. Am, farmul meu este oribil. Vine Blitz. Or da Heraldul topside. O să pușeze și mid-ul în același timp, o să ia două turete aici pe puțin. Vin, 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 îi batem. Îi batem. Poți, te rog, să nu mai fii free. N-am flash, n-am flash, n-am flash. Am crezut că am flash-ul. Am crezut că am flash-ul. Eu cu Irelia și cu Zira meci asta. Noi trei. Salut, Dalinox, salut. Nu, nu, e foarte greu să câștig meciul ăsta. Uite, ăștia toți stau bine de la în echipă. Toți, bă, toți. Eu n-am nici farm, nici nimic. Foarte greu să câștig meciul ăsta. Nu, nu știu dacă putem măcar să câștigăm așa ceva. Uite-te la ăștia doi. Sunt neexistenți în meciul ăsta. E 3v5. Trebuie să o joc impecabil fiecare teamfight. Sunt inexistenți, coaie, 3905. Uite-l și pe ăsta, glumețul. N-am ce să-i fac, și-o dat ultimata, n-am ce să-i fac. M-a prins. Călzesc rău când mă joc cu din ăștia în echipă, pula mea, nu mai pot. Mai taci-mi pula mea și tu, Eden. Mă, Eden, 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 Eden. Slabi rău, slabi rău. Mă bate și Jinx asta care n-are habar. Uite, vezi? Cine mi-a zis mai devreme că să-mi iau un suport și să câștig botul și după aia câștig meci. Uite, eu am câștigat botul. Dar uite-te la restul echipei mele, înțelegi? Nu se poate așa, trebuie să fie toată lumea. Nu poți numai tu singur. Tu și cu suportul tău. Nu puteți să carați singur tot. Adică am nevoie de un avantaj colosal ca să pot să car singur cu suportul meu. Gen, trebuie să fie restul, toată echipa lor să aibă 0-0 și eu să am fucking 25-0 ca să pot să câștig meciul sigur fără niciun fel de problemă. Cam asta e chestia. Ești slăbuț rău cu Vayne. Nicola, Alin, tu ești omul. Așa este, sunt complet de acord cu tine. Fuck, mi-a dat proc shield-ul de la PD. Mă, bine, mă. Ce morții, mă, tirelea. Rageblade, acum îl fac. Dacă mai apuc. Acum tot asta încerc să fac, să farmez, că n-am farmat tot meciul. Acum joc cu băieții grei. Dar nu cred că am nicio șansă să-l fac. Uite-te la ăștia. N-ai cum.
Nu știi să faci build-uri fără supărare. Mhm, așa-i. Așa-i. A, scuză-mă, trebuia să iau Borg, nu? Ia, spune-mi, trebuia să iau Borg cu Rageblade, nu? Zi-mi, Nicolalin, spune-mi. Dacă îmi zici chestia asta, m-am convins. Nu mai trebuie să-mi zici nimica. E ok, sunt complet de acord cu tine cu orice spui. Dacă tu îmi zici mie ce item trebuia să-mi iau, dacă zici că trebuia să-mi iau Borg cu Rageblade. Fuck! Mamă, ce condemn flash am dat la căcata aia de lux, așa am întors-o, ești prost, de aici, aici. Tot dracu ce am făcut cu ei. Minioni. Degeaba, oricum îi pierdu meciul ăsta, slab. De cât timp joci League of Legends? De vreo 8 ani, m-am făcut pauză, n-am. Fă-ți Blade of the Ring King pe vein, bine, ca vait, așa o să fac. Nu se mai face itemul la chat. Build-ul ăsta pe care îl fac eu se face. Dar build-ul ăla cu Borg și cu Rageblade ăla se face doar dacă joci topside. Da, lifesteal, da. Bravo, Nicolalin. Ce să-mi iau? Bloodthirster, nu? E ok, joacă cum știi tu, Nicolalin, și eu mă joc cum știu eu, bun? Nu ne băgăm unul peste gameplay-ul altuia. Tu joci cum știi tu, eu joc cum știu eu. N-apuc să fac Rageblade-ul și deja uite-te ce HP are Nexus-ul. Am luat asta Infernal-ul, eu iau Red-ul acum rapid. Am Rageblade-ul. I got Rageblade. We can win fights now. Just don't let them get close to the Nexus. Degeaba te super. Nu, Nicolalin, tocmai râde chat-ul de tine, înțelegi? Mai bine taci. Tot asta încerc să te ajut. Să zic să taci, că râde chat-ul de tine, dude. Like, for real. Oh, shit, I'm dead. Cum îi bate pe ăștia? Pula mea. Am dat răchiu în ei. Și degeaba. Mai am mult acum. Am prins-o pe Jinx bine, dar n-are cine să dea follow-up la damage, pentru că noi nu avem tank în echipă. Și degeaba se bagă Irelia. Era 5v4 și 5v4 ne bat ăștia. Vor să ne dea endul. Help. Nu pot să dea endul. Oprim pe Jinx. Asta l-am prins, nice. Continui, oprim și pe asta. Bun. Salut, Sebi, salut! Sebi asta mi-a donat 100 de euro de ziua mea, mă știi? Mm-hmm. Tu poți să joci liniștit, Nicolalin, fii atent, uite, îți fac build de lifesteal pentru Vayne. Poftim, stai așa, fii atent. Îți faci Death Dance first item, după aia ți-ai Ravenous Hydra. După aia ți-ai... Bloodthirster. Și după aia ți iei Extra Gunplay. Faci un Rabadon ca să dai damage pe E cu condemnul. Îi dai condemnul, mă, 1000 damage.
Hai bă, să-l luăm la baron. Hai bă, Lisin, leșinatule. Hai de pula mea. Shit. Ok, perfect. I-am depărtat de la baron. Yasuo, Yasuo, fugi! Fugi! Nu, nu mai vine. Nu mai vine, nu mai vine ăla după el. Mă duc în bază. Aoleu, ăștia dau endo. Cât are Irelia? 25. Zaira vine acum. Bă, help. Hai, 15 secunde Irelia. A fost acolo de pe Rage Blade. GG, n-ai cum. Uite, uite, uite. Uite, bă! Doamne, 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 nu vă mai suport, bă! Ha? Mă joc cum vine și pe afară duș. Bravo, GG. Zera, ai jucat bine, GG. Păcat că nu mă tu. Degeaba, mă, n-am avut Revenus Hydra. E greu fără, greu. O secundă, chat, mă întorc. S-a dus să plângă. Când văd atâția proști ca tine vine să plâng. Mi-a zis să-mi iau lifestyle pe vein. Și nu l-am ascultat. Fucking Christ. Dacă au suport mă bag, da, I'm good. Astăzi am avut suport. Ești prost rău, Nicola Alin. Diploma aia de nebun la cap, când o primești? Nu cred că apuc să-mi termin promoțiile. Asta trebuia să fie... Ale era Gerivere, da. Trebuia să fie one game asta. Fără doar și poate. Trebuia să fie un meci câștigat. Unlucky, dude. Deci tot joacă Zira support. Bă, e foarte tare. N-ai văzut ce tare e? Dacă aș câștiga, dacă aș avea acum două meciuri scurte de 20 de minute, m-aș bucura enorm. Dar din păcate nu beneficiază așa ceva. Probabil asta o să fie last game. Dacă făceam 4-0 astăzi, buf. GG's. Eu n-am și-o platină 3. Oricum, în ultimele 10 meciuri cred că am 8 winuri, cred că așa. Da, cred că așa am, în ultimele 8 am 10 winuri. 8 winuri în ultimele 10. Oricum e mai ok. Că până acum pierdeam în continuu. Acum în sfârșit mai câștig și mai multe meciuri. Bag un Draven, am jucat 2 meciuri deja cu Draven azi. Ba, mamă, ce win streak, da, dar m-am jucat URF. Astea-s meciuri de URF, astea 3.
Salut, Blip. Ah, lucky dude. Mersi de 85 de like-uri, băieți, încă 15 și am făcut și 100. I touch your tra-la-la. My ding-ding-dong. Sunt de la Groza, da, știu, Blip. Trebuie să mă duc să mă pie și neapărat. Ești diamond? Nu. Sunt platină. Mamă, altă zira, ești prost? Holy shit! Mamă, deci 4 meciuri, 4 zira, ești prost? Ăștia joacă zira în prostie. Eu credeam că ești om, dar dacă tu zici... N-am înțeles la ce te-ai referit, Eddy. Mă duc să mă pici, că nu mai pot. Oh my god, Master E, dude. Ok. Fucking Master E. Mersi frumos de rost, băieți, Alex și Rivan. Mersi mult. Campion de ieșit din silver. Shivan. Easy champion. Ai, Luciano ăsta ar trebui să știe să facă ceva. Lisino ăsta ar trebui să știe să facă ceva. We'll be right back.
Timo de la mine ar trebui să știe să facă ceva la 700k masteries. Bine, poți să ai și 5000 cu Timo. Pentru că Timo e Timo. E un fucking cancer. Tu ai intrat la promo, da, am 0-1. Din păcate. Că am jucat cu niște terminați. Ce părere ai de Irelia? E bună. Mi se pare chiar bună. Mi se pare că oricât de enorm ai fi cu Irelia, dacă ai... dacă ai farm suficient, poți să bați de Kiriu destul de ușor. Și de Kiriu are ceva killer. Asta este părerea mea personală. Oh my god. Mamă, dar oricum să mor dacă nu. Căcatul ăsta de Apex Legends a luat amploare, să mor. A luat amploare grav rău de tot. Cu Irelia mid crezi că poți să ieși din bronz? Din punctul meu de vedere, cu orice campion poți să ieși ușor din fucking bronz, pentru că ăia nu știu să joace, face numai 1v5 cu ei. Nu uita barada de lifestyle, păi oricum, first item Raven as Hydra iau. Mă rog, iau Bark, dar e altceva. Hai să ascultăm și, de fapt nu. Tiamat Pog. Tiamat Pog. Te ajută cu ceva nou, e chestie de preferință. Ok, I missed two fucking minions. Kill myself, please, thank you. Oh my god. Dacă nu vrei, nu vrei, degeaba. Dacă nu-ți plac killurile, nu-ți plac. Fucking plants. Habar nu am unde e I. Ai pierdut meciul cu Vayne, da.
top side. E top side. Îl bate, ar trebui să-l bată, are un level peste el. Nu-l mai bate. Lux, ești chiar, ajută-l. Da. 2-0 I. Un început foarte bun. De ce farmez așa prost? Bă, de ce nu mai strâns pentru sub, dude? Farmez oribil. God. Are asta 3 minioni peste mine. Că eu sunt prost și ratez minioni în prostie. Mai ia asta la farm degeaba. Bun. Puțin poke. Plantele astea mă omoară. Mă distrug efectiv psihic plantele astea. Ai un videoclip pe canal cu așa ceva, body. Doamne, câți minioni ratez. Pula mea, are ăsta 10 minioni peste mine. Îmi place că în timpul zilei pot să stau și eu cu geamul deschis.
Hai că nu mai e diferența așa mare. 0-3 milioane acum între noi, cred. Wow, this was interesting. Ready for the street fight. Bravo. Bravo. Jesus Christ, what the fuck is this game? Ok. Tipii ăștia nu știu să-și folosească avantajul. Eu am observat chestia asta foarte mult. Plătinarii nu știu să se folosească de avantajul pe care l-au. Bă, în momentul în care ai 5-0, go fucking rampage. You know? Slay them all. Nu știi să te folosești de avantaj. Să ai 2-0 cu Mestre și pe asta să ai 3-2, e foarte trist. Bravo! Dar e bravo echipei mele, ești nebun. Bravo lor! Acum Riven trebuie numai să mai farmeze și o să nu mai ratez minioni. Jesus fuck.
Salut, Denis. Denis, mersi de skin-uri, mersi mult de tot. Apreciez mult tot. De ce nu joci mid? Pentru că nu-mi place. Adică nu că nu-mi place, dar nu vreau. Mă joc AD. Asta e rolul meu. N-am luat prea mult. Cred că n-am luat nici măcar un plate. Bine. Bine. Pula, iar am pierdut fucking... Păi Nicolalin, mai marș mă morții mătii, marș, marș. Putuți morții mătii de sclav care stai și suferi la alții pe stream-uri, putuți morții mătii, ți-a plătit măta netul ca să vii să-mi suferi mie, putuți morții mătii. Îți plătește netul cu 5 lei până, dacă te bași pe League of Legends le pică tot, la toți din bloc le pică netul, putuți morții mătii de prost infect ce ești. Putuți rasa mătii de cățel, cățeluși prost. Bă, ce cățelușii. Am văzut ce are pe canal. Pișama și pe el. Filmează cu Sony Ericsson, unul măsa. Are Sony Ericsson, pișama și pe el. Bă, frățicu, bă, piși pe el de meci. Ah, pula în el de meci. Da, intru la promoții și nu le câștig. Clasic. Why wouldn't I expect? Why wouldn't I fucking expect? Ok, gata, poți să pleci. Poți să pleci. Ah, ok, stai să-mi XP-ul. Bine, got it.
Sunteți slabi rău, sunteți slabi rău, degeaba, sunteți slabi rău. Hai de pula mea. Trebuia să mă opresc. Am câștigat două meciuri, trebuia să mă opresc, să mor. Deci mi se pare că jocurile de League of Legends, când câștig deja prea multe meciuri, trebuie să mă opresc, e ca la aparate. Am câștigat 50 de lei, am câștigat încă o dată 70 de lei, gata, mă opresc, că dacă mai bagați bani, s-a dus. Așa e și aici. Același lucru exact și aici. Ce slabi sunt ăștia.
Normal că nu puteam să câștig promoțiile, normal. Unlucky game. Dacă n-ai cu cine, n-ai cu cine. 66 de puncte. Fine. Fine, fine, fine. Fine, 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 rău de tot. Nu știi, pe Gorotax, suntem prieteni. Păi? Suntem prieteni chiar buni. Mai joci, nu? Nu mai joc. Mi-au ajuns. Am văzut destule. Niciodată nu pot să am o zi perfectă. Niciodată nu pot să am o zi bună. Bă, nu există... Nu există o zi bună pentru mine pe League. O zi bună, nu există niciodată. Pentru că am cu echipieri ca și meciurile astea două. De ce să am o zi bună full? De ce? Când pot să dau de proști, nu? Mi se pare normal. Asta e. Mersi frumos că v-ați uitat, băieți. Mersi frumos pentru like-uri, mersi frumos pentru loot-uri, mersi frumos și pentru donații. Mersi frumos pentru tot, apreciez. Vă doresc o zi bună în continuare, ne vedem mâine. Mâine probabil o să facem și Variety și League. Așa că stay tuned. Aveți grijă de voi și să ne vedem cu bine. Și mersi și frumos și pentru cei care v-ați abonat. Mersi foarte mult. Gata pe azi, dacă mă duc la o zi de naștere. V-am pupat. Ciao, ciao.